Dacă orașul nostru a avut echipă în primul eșalon al șahului românesc, mai mulți sportivi sădmăreni sau care se pregătesc aici au participat alături de medicina Timișoara și nu oricum cu rezultate foarte bune. Echipa din Banata a reușit să câștige Superliga și la feminin și la masculin. La feminin din lot a făcut parte și junioara de la LPS Satumare pregătită de Cătălin Ardelean, Kincio Iocab. La masculin din echipa medicinei au făcut parte și juniorul Radu Doro și profesorul acestuia Cătălin Ardelean, care au pus umărul la această realizare. În total au fost prezente 18 echipe, 10 la masculin și 8 la feminin. Și acestea nu sunt singurele realizările șahiștilor sădmăreni. CSA ce Satu Mare a terminat pe locul 2 divizia, ceea ce înseamnă că a promovat, iar din 2015 orașul nostru va avea din nou o echipă în elita șahului din România. Din notul echipei fac parte și sădmăreanul Sorin Leivoi și juniora de la LPS Andra Campian.